Bună ziua! Sunt Dana și astăzi vă spun povestea Vrăjitorul din Oz. Povestea Vrăjitorul din Oz. Bun. La o fermă din Kansas locuia Dorotea împreună cu mătușa, unchiul și un cățeluș pe nume Toto. Într-o noapte începu un vânt puternic care părea că va lua pe sus casa. Era o vijelie cum n-a mai fost niciodată pe meleagurile acelea. Dorotea, foarte speriată, simți cum întreaga casă zbura prin aer, învârtindu-se într-un ciclon. De sus, văzu niște personaje ciudate care alergau prin pădure. Casa ateriză ușor pe pământ. Niște omuleți se apropiară de Dorotea. Fii binevenită! Fii binevenită, fată frumoasă! Fii binevenită! Fii binevenită, i-au spus ei pe rând. Casa ta a strivit-o pe vrăjitoarea cea rea din est. Zâna din nord se apropie și ea, iar fetița o rugă să o ducă înapoi acasă. Puneți acești pantofiori fermecați. Ei te vor duce în orașul de Smarald, unde locuiește vrăjitorul din Oz. El te va ajuta, îi spuse zâna. Și Dorotea plecă. Pe drum întâlni o sperietoare de ciori care își dorea creier. Vino cu mine la vrăjitor, îi propuse fetița. După ce au mers o bucată de drum, Dorotea, Toto și sperietoarea de ciori au întâlnit un om de tinichea, care își dorea foarte mult o inimă ca să poată iubi. Atunci, nu se știe de unde, a apărut un leu fricos. Luați-mă și pe mine cu voi, aș vrea să-i cer curaj vrăjitorului, căci îmi este rușine și mă tem de toate vrăjitoarele. Eu, regele animalelor, să fiu atât de temător? O, Doamne, dacă m-ar ajuta vrăjitorul cu puțin curaj! În sfârșit, prietenii ajunseră în orașul de Smarald și s-au dus direct la casa vrăjitorului din Oz. Acesta avea o voce puternică. Tremurând, stați să fac așa să nu vă strice lumina imagine. Tremurând, toți îl rugară să le îndeplinească dorințele. Vă voi îndeplini toate dorințele dacă mă veți scăpa de vrăjitoarea din vest, le-a spus vrăjitorul. Cei cinci s-au dus acasă la vrăjitoare și cum au văzut-o, au aruncat pe ea o găleată de apă, căci aflaseră că apa o putea ucide.
Iată cum au aruncat apă pe vrăjitoare și au ucis-o pe loc. Întorși la palatul vrăjitorului și-au dat seama că acesta nu era decât un biet bătrân neputincios. Doar zâna le putea îndeplini dorințele. Și pentru că au fost curajoși, zâna a venit să-i ajute. Omul de tinichea a primit o inimă ca să poată iubi. Sperietoarea de cior a primit creier ca să poată gândi. Iar leului zâna i-a dat curaj. Vrăjitorul din os s-a urcat în acela balonului, asta e în acela balonului său zburător și a pornit spre țara lui. Aceștia abia au avut timp să-și ia rămas bun de la Doroteea, care s-a înălțat în văzduh împreună cu totul pe care îl ținea strâns în brațe, pornind în zbor spre Kansas. Ia uitați-vă cum zboară Doroteea împreună cu Toto spre Kansas. La revedere, la revedere!